Da, discutăm despre epidemiile de enterocolită, când vine vacanța, reintegrarea în comunitate, strângem de prin toată lumea, de pe unde am fost, pe la schi, pe la bunici, nu-i așa, și împărțim cu atâta mărinimie colegilor de clasă. Bună dimineața, Simona Drăguț. Neața, neața, bună dimineața, sănătate. Așa, copiii sunt darnici. Sunt darnici, dacă la adulți enterocolita se manifestă nu foarte sever în cele mai multe cazuri, pentru copii este o tragedie de adevăratele. Exact, pentru copii și persoanele trecute de o anumită vârstă. Hai să vedem, de obicei vara, sau așa știm că vara apar, însă nici iarna nu scăpăm de ele. Au tot fost cazuri de răceli, de probleme cu stomacul, așa că astăzi, așa cum spuneai, vorbim despre viroze digestive, mai precis despre gastroenterocolite. Este sezonul lor și acestea afectează mai ales copii, simptomele fiind vărsăturile, crampele, diareea și uneori chiar și febra. Deși simptomele ne pot speria și se pot manifesta pe parcursul câtorva zile, medicii spun că nu trebuie să administrăm antibiotic. Ce este atunci de făcut? Aflăm chiar acum. Enterocolita poate părea o boală banală, însă medicii avertizează că dacă nu este tratată la timp, aceasta poate duce la dezechilibre metabolice majore. Enterocolitele pot apărea și iarna? Cu siguranță că da. Dacă gripa apare numai în timpul iernii, enterocolitele pot să apară oricând în timpul anului. Dacă ne gândim la cauze, lipsa regulilor de igienă, contactul cu o persoană care e deja bolnavă, ne gândim la colectivități, duce cu multă ușurință la aceste gastroenterocolite de cauză infecțioasă. Cum recunoaștem gastroenterocolitele? Înseamnă simptome digestive, greață, vărsături, scaune diareice, stare generală proastă și unor poate să fie și febră. Sunt foarte îngrijorată. Copilul a vărsat ieri toată ziua, a avut scaune moi, pe seară chiar și febră. De asta am fost nevoită să vin la medic. Mai ales în cazul copiilor foarte mici, există riscul deshidratării. Ei pierd foarte multe lichide prin vărsătură și prin diaree. Și există niște semne prin care mama își poate da seama dacă copilul este deshidratat, și anume limba foarte uscată, în general mucoasele uscate, pielea uscată și copilul urinează mai puțin. Și în momentul în care copilul plânge, lacrimile sunt diminuate sau absente. În cazul gastroenterocolitelor virale, copiii pot fi protejați împotriva rotavirus prin vaccin. Rotavirusul este cea mai frecventă cauză de gastroenterocolită la copii. Cât de ușor se pot lua aceste gastroenterocolite? Din păcate, foarte ușor. Dacă vorbim de alimente contaminate, dacă vorbim de contactul cu o persoană care are deja afecțiunea, colectivitățile, mijloacele de transport, locurile de muncă, în toate aceste locuri se poate întâmpla. Venim în contact cu un obiect contaminat, din păcate, pe urmă îl ducem la gură și în felul ăsta ajungem destul de ușor să facem enterocolită și să o și transmită mai departe. În cazul copiilor, gastroenterocolita este extrem de contagioasă. La sugar se poate lua de pe suzeta care a fost scăpată pe jos sau de pe biberonul incorrect sterilizat, iar la copilul mai mare se transmite prin mâini murdare, de exemplu copilul a pus mâna pe o clanță de la o toaletă incorrect igienizată și apoi introduce mâna în gură. Trebuie să avem grijă să ne hidratăm, să nu apară deshidratarea. Tratamentul este simptomatic. Asta înseamnă că luăm pentru greață, luăm pentru scaune diareice, dacă facem febră, luăm un antitermic. Ajungem la medic, va fi un consult și dacă este nevoie de antibiotic, vom primi și un tratament în această direcție. De obicei, situația în care avem o gastroenterocolită cu febră și stare generală proastă presupune și tratament antibiotic. Foarte important să avem și un regim. Îl numim regim de cruțare. Nu o să fumăm, nu o să bem alcool, o să renunțăm la prăjeli, o să renunțăm la grăsimi. Regimul alimentar trebuie să fie de cruțare și pe perioada cât am enterocolita, dar și o perioadă de o săptămână după ce am scăpat de acest episod. De cel mai multe ori, enterocolitele se rezolvă de la sine și sunt forme ușoare. Când avem forme complicate, când sunt forme prelungite la persoane care au afecțiuni cronice, sfatul trebuie să fie următorul. Mergem la medic care ne evaluează, ne consultă și stabilește ce avem de făcut în continuare. Reținem așadar că în cazul gastroenterocolitelor tratăm simptomele. Administrăm antibiotic doar la recomandarea medicului atunci când lucrurile se complică. Asta ar fi pentru astăzi. Săptămână cu spor să aveți, sănătate și numai bine vă doresc din suflet. Ne revedem miercuri viitoare, aici la Neață. Mulțumim tare mult, Simona.
Aveți, de aceea revenim cu asta.